tare, bine m-am găsit. Cu voi este Ilie și Evelina. Și v-am spus data trecută când v-am arătat colecția mea de discuri și v-am spus că o să vă arăt și colecția mea, biblioteca mea de cărți. Și asta este doar prima parte, am adus așa puține, o mică, foarte mică parte din cărțile mele. Foarte mică parte. Sunt trei mormane. Trei mormane cam așa de mari de cărți. Acesta este unul din ele. Ele sunt și mai jos, dar camera nu vrea să vă arate. Așa. Dă-le și ea o să le citească și o să le arăt. Anterior. Da. Ha. Prima. Literatura naroda SSR. SSR. Așa. Și 90 de... Cum? Aici? A, 90 de pe vremea asta sunt cărți vechi și costă 90 de capici. Da. Mai înainte costa. Așa, n-o să arăți pe nume, pentru că nu e ceva așa următoare. Serță от даю детям рождение гражданина. Și costă 1 rublă și 60 de capici. Așa. Următoarea. За 3 часа до рассвета. 53 de capici. Așa. Da. Современный американский детектив. Costă 12 ruble. Opa. Așa. Falaga. Costă 1 rublă 66 de capici. Puțin, uite. Обрести человека. Коста рубля 64 копейки. Да, ну прям себе иди. Человеческое? Да. Залочен в Акира Другана. Залочен в Акира Другана. Коста. Рубля 19 копейки. Рубля 19 копейки. Așa arată. Lev Tolstoi, Vaina Mira. Și costă 1 rublă 32 capete. Da, e groasă. Foarte, foarte groasă. Ruscaia literatura. Huș. Costă 6 ruble. 16 ruble, 40 de capici. Asta este, cred că, cea mai scumpă. N-am mai văzut mai scumpă ca 16 ruble. A, uite, aveam o poză. Chiar ai găsit poză. Aici sunt... A, asta e galerie de poze, poți să arăți? Cred că da. Da. Este galerie de poze. Stai, cum să vă arăt. Așa. Sunt multe portrete. Izranio. Costă 3 ruble, 20 de capici. Așa. 3 ruble, 20 de capici. Немецкие шванки и народные книги 17 века. Și costă 4 ruble și 80 de capece. Oh. Al doilea clip. Al doilea moman. Первое. Se numește și costă 45 de capici. Așa. Este cartea. Și ai spus că costă 45 de capici. Am spus. Не думаю рассказать о прошлом. Иначе есть еще скритор, дар, ну что, я ну что, тот скритор, и коста 2 рубля 50 копеек. 60.
Așa. La șarela. La șarela. Stați, nu ai spus prețul? Prețul este de 1,51 rublă de capeci. 1,51 rublă de capeci. Valemu Katev. Boli Cernogo Murea. Da, și costă 1,30 rublă de capeci. Așa. Последний поклон de Victor Asfaev. Costă 1,10 rublă capeci. Așa. Puțin, dată. Открывай новые страницы. Costă 3 ruble, 10 копеечки. Aici 2 ruble, 10 копеечки. Aici sunt și fotografii și de citit. Da, arată fotografiile, da? Da, sunt fotografiile, ce este și așa. Arată cartea. Jack London, Martin, idei, rascaz. Prețul este de 2 ruble, 70 de capeici. Așa. Este o carte din 1968. Este unica carte care scrie anul. Prolog, care costă 2 ruble, 10 capeici. Așa, vedeți aici anul. Князь Ревина. Costă 2 ruble, 50 de capeci. Așa. Съвременная угнеоская проза. Да, și cât costă? Costă 3,60 de capeci. Da, și apropo, este din a 70 la din anii 70. Anii 70. Uitați-vă. За строкой приговора. За строкой приговора. 50 de капеечки. Așa. Шараф Рашиндов. Могучая волна. Și costă? Costă? Costul 85 de capeci și nu se vede clar. Da, 85 și câteva ruble acolo. A, 4, da, mi se pare că acolo sunt 4, nu? Așa. Și a treilea morman de cărți? Ultimul. Da, eu v-am spus că am încă mai multe. Aceasta este prima parte, dar o să fac și a doua și a treia. Parisii taine. Costă, nu scrie cât costă? Da, nu scrie cât costă? Deloc. Da. Așa este cartea. Constantin. Zarea Colhica. Costă 2 ruble 50. Scrie mășcat. O să arătăm și dumneavoastră. Așa. Așa este carte. Песня о любви. 3 ruble. Tot pot să vă arăt cât prețul? N-am cas cartea arată tot. Așa. 3 ruble, așa. Poți. Alexandra Vec, Moscaia șose. Costă, iarăși nu scrie cât costă. Cât este preț. Nu scrie cât costă.
gori laptev u gori nepokornoi. Costă 1,20 ruble de capeci. Așa este. Următoare. Василий Белов, длинная в жизнь. Коста? Зачем будем? По-моему, скорее, как Коста может это как-то. А, скорее, скорее. А, скорее же нам обсирать, так и у меня шорт. О, рубля, обзвижди копейки. Уже? Когда есть деньги это? Шия есть партия класса. Лев Толстой, Толстой, Анна Каренина. Și costă 5 ruble 70 de capeci. 5 ruble 70 de capeci. Așa arată. Uitați, sunt și câteva poze aici. Asta este Lev Tolstovski cu Anna Karenina. Dacă nu mă greșesc, Anna Karenina a fost soția sau Lev. Dmitru Mișenco, Ros Palata. Și costă 1 rublă și 80 de capeci. Așa. Are poze. A, are? Are și niște poze. Următoare. Vladimir Ponizovski. Noci ne nastupit. Costă 1 rublă 13 capeci. Așa. Așa. Așa este cartea. Da. Următoarea carte este Pabeda. И что мы здесь скрыс? Есть де Александр Чайковский, и коста 2 рубля 10 копеек. 2 рубля 10 копеек, есть аж в коперта симпля. Отмотаря. Виктор Устинец, крутая волна, коста 1 рубль 92 копеек. Așa. Da. Vera Panova, Sputnik, Кружлиха. Который час? Коста 2 рубля 10 копеек. Да, да, 10 копеек. Уйдать его. Шикадут! Cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să puneți un like și să vă abonați, să-l distribuiți mai departe. Cu voi a fost Ilie și Evelina. Și dacă vreți să facem și a doilea parte, a doua parte de biblioteca mea de cărți și pa, pa!